Ta de 200. O. Uite-te că te văd aici, ești deasupra. Au, la biserică mi-l pupă papele. Funcționează în apă. Vezi că ai unul în spate, ai unul în spate, ai unul în spate, ai unul în spate. Mor! Și ai prieten? Salutare, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la un episod absolut senzațional. Astăzi am adus o streameriță de LOL, face parte din echipa celor de la Nexus, de Content Creators. Dacă vreți voi, puteți adăuga la item shop Paul Doimă și mă susțineți extraordinar. Iar dacă facem multe, multe, foarte multe like-uri la clipul ăsta, o să facem un videoclip cu double facecam. Adică facecam-ul ei, nu știu, undeva pe acolo, stânga, dreapta, habar n-am. Dar asta doar și doar și doar dacă facem foarte multe like-uri. Deci nu pot să cred. Deci efectiv n-am cum să mă îmbrac. Of, doamne, nici măcar în Fortnite n-am cum să mă îmbrac. Nici în viața reală, nici în Fortnite. Trebuie să dăm amu, așa, cu rupturile astea, n-am cu ce să intru altceva. Astăzi... Scringe. Vă salut, oameni buni, eu sunt Bianca, am 22 de ani în curând, sunt din Suceava, la fel ca și al vostru Paul, și am... și-s content creator la Nexus Gaming pe partea de League of Legends. Când plac găinile și cam o grămadă de poze cu găinile și... Bun, hai să... Wow, și o să-ți imaginezi băieții că am cam țâțe mari. Și eu chiar nu am. Bun, asta alege. Asta e un... Nu, asta e o armă nouă. Da, am jucat mult, am spus, dar nu am mai jucat ceva timp. Eu deci eu le știu astea. Bun, alege un shotgun care dorești tu. E bun asta, galben. Cel mai bun. E cel mai bun, by the... Da. Hai să facem aici. E ok, chestia aia face gălăgie când o atingi. Da. Da. Și ți-a apăsat. Nu, ți-a apăsat W. Da. Bun. Da. Și acum go. Și fugi. Construiești după și tine? Arată-mi un pic cum te descurci la construit. Să vedem. Oh. Nu da seama unde ești exact. Hai, aici. Câte win-uri ai pe Fortnite? N-am câștigat în viața mea niciun solo, dar am mai terminat pe 2-3, știi? E foarte rușinos. Eu nu sunt player bun, dar mi-am dorit să învăț jocul, știi? Dar... Ne batem unul pe altul. Ia meu peretele, ia meu. Aia tău, vai, și mă gândeam ce bine construiesc. Și acum ar trebui să-ți fac ție ăsta, nu? Nu, ar trebui să mă bați. Da, dă 200. O, mi-a dat 140. Bine. Bine. Gigi. Iar l-am atins aici, doamne, gălăgii, parcă spui mei din curte. Nu mă spărie. Uite-te că te văd aici, ești deasupra. Au! Auzi rău? Nu. Stai să fac. E podcastul de la HyperX, dacă îl știi. Și lumea spune că e canile acelea de mărți de pași pe care au pupă babele. Și totul mi-a făcut mișto microfonul meu. Adică te le ducem la sfințăt, că dacă le duc la Paște, la biserică mi-l pupă babele. Să rămână. Să trăiți. Cum ați ieșit după acolo? Doamne. 90-ul știi să faci? Da. Na, am făcut asta sus, of, doamne, ci, și aici perete, mă rog, deci nu știu unde ai vrut tu să mă cocoțez aici sus, cred că am părul, nu știu, de la păr, mă vede prin păr. Povestesc cum stau vis-a-vis de cimitir acolo, în vamă. La ce liceu ai fost? La Dragoș Vodă, în Câmpul Lung moldovenesc. Dar eu nu sunt din Câmpul Lung, eu sunt din Vama, e o comună, știi? E ceva ce nu-ți imaginezi că există, dar există de acolo și eu. Am avut vara asta 60 de pui la activ și când eram mică toți aveau nume și buletin. Mă rog, îl facem eu buletinul. Îmi plac tare mult. Îi aduc în casă, stau cu dânșa în pat. Mama mi-a făcut, eu eram la întâi de facultate și îmi trimite mama mâncare și mi-a făcut o mâncărică și nu știam din ce e. Știi, mă gândeam că e de pui și am mâncat așa bine. Și mă sună și mă întreabă, ți-a plăcut Natasha? Și mi-a fost foarte rău, după nu puteam să... Am spart un cufăr! Hai, pescuiește. Nu, în apă, în apă. Funcționează în apă. Mă gândeam că mergi departe
Și mergem cu tata la pescuit când eram în țâcă. Dar vine să mă vezi aici cum pescuiesc, poate ți aduc și ți iei ceva bun. Cadou. Wow! Cadou de ziua ta. Mulțumesc! Mama mia! Să se teamă aici ce mă văd, amu. No, prea târziu. Când se duce un pic jos, atunci trebuie să-l trag? Da, da, da. Asta înseamnă tras. Mamă, vine furtuna. Bine, ai prins un somn. Ai emoții? Da, nu am emoții pentru că am rămas cei mai buni. Ai participat la Miss? A fost... Na, eram prea grasă. M-am schimbat super tare, gen... În liceu, nu prea, deci, doamne, deci tânjam să-mi scriu băieții uneori, deci efectiv nu scria nimeni. Și lor le scriu tot timpul și ce ochi frumoși ai și medicii nu zice lumea că am și ochi frumoși. Eram gras, nu conta cum erau ochii mei, eram gras și atât. Mort? Wow, l-ai crăpat. M-am visat că eram într-un spital și așa era tot umezală. Umezală? Ce detalii ăsta? Vai, o tras după mine. Cum m-a îndrăznit. Opa, ai grijă. Ce tu, calm, hai să fugim, fugi. A fost foarte real visul, știi, și m-am trezit cu o extraordinară adrenalină, mă rog, eu îmi pușcam acolo și m-am trezit toată transpirată, extraordinar de bine m-am simțit, deci atât de bine m-am simțit excelent. Ei, da, a fost și următoarează... Aș să-ți explic oare. Nu, n-am fost, dar când mai știu cum. E, acum. Aia. Au! încă o dată, dupla 2. Și eu ce fac? Mă duc până aici sau am dat drumul în apă? Dă-ți drumul. Dar unde mai pot să merg și tu nu vii după mine? Da, vină și eu, m-am jucător la mine. E și bunicel ăsta. Încearcă să mă ajuți de la distanță. Aia. What? Lol, GG. Nu știu ce s-a întâmplat, n-am înțeles nimic. Adică nu l-am atins, asta vreau să spun. I-am dat 20 cu 70 ceva. Bine? E acolo, după... acelea. Doi. Le-am dat cap! Bine! Mor, ce l-am pocnit! Vai, parcă am stăus un puric! Bun. Ai cumva miniuri sau big shield sau ceva de genul? Am un pește. Cu ce? Oh, tu te bați cu alții. Construiește. Vezi că... Ai grijă. No. M-am bătut. Ok. Îți s-a ascuns aici bine. Da, o spart asta. Of, doamne. Nu știu că sunt alții. Bă! Am înțeles. E un shotgun și hai să mergem pe la, că vă călutează, e probabil jucător bun. Ia. Să știi el că l-a atins Amy Claire. Era visul lui să-l atingă Amy Claire. Bă, îți doi. E unul. E bun? E jos aici, pe celălalt. M-am spărit, da. Bă. Te voi lăsa să piei cum ești. Treci în coac, ți-am găsit un maxi. Nu știu cum se cheamă. Gâl. Până la fund. Hai, el tu. Nu, nu-l sparge! La limită. E aceeași chestie. N-ai văzut cum am strâns din buci repede, am început să deschid cufărul. Da, acum dacă distrugi un chest, oricum îți dă itemele din el. Nu trebuie să te mai sperii așa. Serios? Da. Abă, dimineața, bună, Dimi. Vai, ce frumos, m-ai adus aici de lavandă, nu știam că ești așa romantic. Cum se cheamă aia? Da, ai picat vreodată în urzici? Nu, că mergem cu bunica la cures urzici, trebuie să facem borș, știi? Da. Și bunica, bă, eu așa ceva n-am văzut în viața mea, lua cu mâna, parcă de-a dracului, uite aici, așa zice, uite aici cum te smulg eu, le lua cu mâna goală, știi? Mm-hmm. Nu, mă doare bunica. N-avea niciun fel de problemă. Păi s-a obișnuit pielea, avea piele de, nu știu, rinocer pe mână. Zata, sau zici. Le dăm așa un laser, 20. Hai, dai snipe. Da. Dai, mă nervez, amu, ia, unii aceia. Vezi că ai unul în spate. Ai, mă. Glumesc, că și eu. Tu erai, da? Am văzut, mergi la sală. Da, chiar azi am avut brațe și mă cam dor.
Încerc să-mi cresc curul, de asta mă duc sincer. Și crește sau? Sau n-ai observat? Foarte puțin, dar asta în timp, oricum eu am și planul alimentar cu... Au plecat. Au plecat? Bătut unu, suntem 2 versus 1. Este momentul să strălucim. Tu unde stai și acum? Împreună și separat, mai mult împreună. Eu sunt lângă tine, uite-te. Zic în general, nu ești în Suceava acum, nu? A, nu, stau în Iași că ești la facultate. Nu, găsesc, nu pot să credești, nu găseam, doamne ferești, nu găseam arma. Ireal. Nu! Chiar am vrut. A, din ninja vorbeam. Eu... Este bine aici mai întâi. Mori, băi! GG! Da. Și ai prieten? Aștept să mă ceară chiar. She likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand. And he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe. Trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great. And she know how I do almost every day. Step one, have a little fun. Yeah, we here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve.